l-am găsit la un nou video. Să dăm drumul clipului. Bă, nu degeaba s-a spus că la noi în țară lucrurile merg prost. Pentru că chiar așa este, lucrurile la noi în țară merg mai prost decât proștii. Și te întreb după aceea ce ai putea să mai faci. Uitați de exemplu ce se întâmplă în Serbia când prețul carburantului crește enorm de mult. Înțelegeți, asta este un semn de protest la adresa conducătorilor țării. De ce nu putem face mai și noi la fel? A? De ce nu putem face la fel? Că și noi avem niște prețuri la carburanți. Mai bine de banii aia decât să-mi iau benzină, îmi cumpăr bere și tot mă simt mai bine. Deci vă recomand să întrebați pe Veorica de ce nu putem să facem treaba asta și dacă aveți un răspuns ca lumea, îmi puneți și mie în comentarii ca să văd și eu ce reușite ați avut. Și apropo de chestii care se pot termina prost, ia uitați-vă la tipul ăsta care face o manevră de toată spaima. Nebun? Ca să faci o manevră cu asemenea tir, îți trebuie tita mai experiența, adică, na, îți dai seama că oricine poate să manevreze cisterna aia așa, cu grilă și cu toată greutatea aia ei și cu ce mai e pe acolo pe ea. Dar pe de altă parte, stau să mă întreb, cum naiba a ajuns asta pe lățimea drumului? Și pentru că nu pot să merg mai departe fără să vă bag ceva talent, dragii mei, vă rog să-l primiți cu căldură pe cel mai sufletist om de la noi din sat. Vă va da pe spate cu șucării mea lui cea mare. Iuhu! Bravo, Șandule! Bine, mă! Tare, Șandule! Mare, 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 și tări mele! Eu mor de tine! Și tu mor de mine! Mare, 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 cum să fac ăla ăsta? Gata, da? Gata? Pregătit? Bine. Maestre, do major! 2 milioane, 3 milioane, fără număr, fără număr pentru ea! Pentru iubirea mea, pentru iubirea mea, tot pentru iubirea mea, o să cânte muzica! La țară. Sau mai bine spus, cum înnoată un campion de not la țară. We'll be right back.
venia vreun rusnac. Nu de asta, dar parcă chiar nu-i pasă în ce noată. Pariez că dacă puneam acolo o găleată de molus cu niște vieri sau ceva în el acolo, el se băga și nota, că el nu-i interesează. El e campion și pune mâna acolo și noată, că doar cât de rău poate să fie. Și vă las cu ultimul clip de astăzi, care este cu și despre un cățel care mănâncă o felie de pepene. Vai ce drăguț! Sigur, moda asta a câinilor de a mânca ceva mai deosebit se trage de la buldogii francezi. Vreau și eu, dar dă-mi și mie, dă-mi și mie, de ce e așa de pate farfuria, vreau și eu, dar dă-mi și mie, vreau și eu, Dragilor, ăsta a fost clipul și de astăzi, sper din tot sufletul că v-a plăcut, nu uitați să-l împrăștiați peste tot, să vă abonați și să activați și notificările, să fiți la curent la timp cu tot ceea ce postez. Eu am fost Bogdan, mersi că m-ați urmărit și astăzi și ne vedem cât de curând posibil. Pa!